Mai multe publicații internaționale, printre care și Financial Times, au făcut o analiză asupra implicațiilor apropierii dintre China și Rusia. După ce s-a abținut de la votul de condamnare a Rusiei pentru invadarea Ucrainei la ONU, China a păstrat o politică de apropiere față de Rusia, dar cu o atitudine rezervată. Sancțiunile Occidentului față de economia rusească au făcut ca băncile și firmele rusești să apeleze la moneda Chinei, yuanul. Specialiștii au observat că sancțiunile au ajutat treptat la internaționalizarea yuanului, asta pe fondul unui, cităm, război financiar rece pe piețele de capital între China și America. China are în vedere cumpărarea sau creșterea participațiilor în companiile rusești din domeniul energiei și al materiilor prime. Deși discuțiile nu sunt publice, totuși mai multe surse separate au confirmat că au loc discuții între companiile din domeniul energiei chineze și rusești. Occidentul privește cu îngrijorare poziționarea Chinei față de războiul din Ucraina și sprijinul indirect acordat Rusiei. Acum riscă o reacție diplomatică mai clară, mai ales în Europa, unde mulți consideră China un complice al invaziei. Președintele Itzhak Herzog și soția sa Mihal au încheiat vizita de stat de două zile în Turcia la invitația președintelui Recep Tayyip Erdogan. Herzog este primul lider israelian care vizitează Turcia din 2008 până în prezent. Relațiile dintre Israel și Turcia au fost reci ani de zile, deoarece Erdogan și partidul său islamist de guvernământ au împins țara către frăția musulmană și au susținut idei islamice anti-Israel. Presa arabă a raportat recent că Turcia ar putea expulza cartierul general militar al Hamas de pe teritoriul său ca parte a procesului de promovare a relațiilor mai strânse cu Israelul. Cu toate acestea, Hamas a declarat pentru TPS că până acum nu a existat nicio schimbare pe teren și că toți agenții militari Hamas continuă să lucreze liber în Turcia. Turcia găzduiește zeci de teroriști Hamas eliberați în acordul Shalit din 2011, care continuă să lucreze pentru dezvoltarea Hamas. Turcia găzduiește de asemenea sediu Hamas din Iudeea și Samaria, organizație responsabilă pentru activitățile teroriste din regiune. Evanghelistul Franklin Graham a împărtășit pentru CBN modul în care organizația sa umanitară Samaritan's Purse lucrează în Ucraina. Graham, care este și președintele Asociației Evanghelistice Billy Graham, a descris situația ca fiind un haos provocat de război și multă confuzie, dar spiritul oamenilor fiind puternic. Ei au reușit să demareze înființarea unui spital de campanie în Lviv cu o capacitate de 58 de paturi, care mai include și o cameră de urgență și echipamente cu raze X. Pastorul Graham spune că spitalul este amplasat într-un loc foarte sigur, iar până la sfârșitul săptămânii spitalul va fi total operațional. Planurile de a sprijini acest proiect sunt pe termen lung. Cu toate acestea, el a spus că cea mai mare nevoie în Ucraina în acest moment este rugăciunea. Cităm, trebuie să ne rugăm pentru poporul Ucrainei, a afirmat Graham. Rugăciunea este cel mai important lucru, vom fi martori pentru el în mijlocul acestei crize. Aproximativ 550 de olim, adică imigranți din comunitatea Bnei Menashe, au făcut recent aliah, termen pentru procedurile de emigrare în Israel, și acum locuiesc în Galileea. Ei au vizitat miercuri pentru prima dată cotelul, cunoscut ca Zidul Plângerii, împreună cu rabinul șef al Israelului, rabin David Lau. Festivitățile de la cotel au fost organizate pentru Bnei Menashe de către organizația Shavei Israel din Ierusalim, care a ajutat timp de două decenii tribului Manase să se reîntoarcă în Israel. Bnei Menashe pretind că provin dintr-unul dintre cele 10 triburi pierdute ale Israelului, care au fost trimiși în exil de Imperiul Asirian în urmă cu mai bine de 27 de secole. Strămoșii lor au rătăcit prin Asia Centrală și Orientul îndepărtat timp de secole, înainte de a se stabili în ceea ce este acum nord-estul Indiei, de-a lungul granițelor cu Birmania și Bangladesh. De-a lungul șederii lor în exil, Bnei Menashe au continuat să practice iudaismul așa cum făceau strămoșii lor. Au mai rămas 5.000 de Bnei Menashe care așteaptă procedurile pentru întoarcerea în țara strămoșilor lor.